was a sight for my soul. Salut, și bine v-am găsit într-un nou episod. Astăzi e sâmbătă și suntem în metrou cu invitul meu drag. Salutare, prietenii mei. Mergem să vedem care treaba cu Black Friday ăsta, să vedem dacă ne luăm țeapă sau nu. Trebuie să-mi iau microfon external pentru această cameră minunată. De ce v-ai iubit meu? Să vedem dacă îl găsim. Adică de găsit găsim, dar numai să ne și plac. Și vedem. În curând se face beatul. Îl iubești? Da, în curând. Vă iubește în curând. Coborâm din metrou și acum trebuie să mai luăm ceva, cred că e un autobuz, nu știu, ceva, două stații. Te-ai strâmbat la mine? După mă. Hai să vedem. Central Line, partea aia. Începe să copieze ceva, ce vrea eu să fac un vlogging. Poanță. Până faci tu, eu îți duc ideea mai departe. Aici, ce faci? Nu știu. Se uită. Și ce? M-a învățat iubitul meu să nu mai fie rușine. Și să fiu eu. Dar normal. Păi nu? Spune că... Bine, acum sunt eu. Spune că mă iubesc? Te iubesc, mamă. Iubete. Departe de casă. Uite-l pe săracul, îl bate bun. Vita meu! Am cam lățit un pic. Halifax, Halitrax. Suntem în Bond Street, nu? Și suntem în Tottenham. Suntem în Tottenham, scuze, da. Tottenham. Oxford, Circus, Victoria, ce faceți? S-a salutat aia, ai văzut? S-a salutat în video, bună, hello! Acum nu știu dacă se vede în video. Dacă ai filmat, da. Mamă, să mă ia, filmează-mă. Aia filmează. Uitați, aici e împodobit. E super. Cea mai tare firmă, Prima. Am spus să vă arăt cât de cât un pic din Londra, că iubita mea nu prea vă arată. Dar am să fac eu vlog și am să vă arăt mai mult. Dar îmi fac terenul, îmi pregătesc terenul. E super, e mișto. Merită să veniți într-o vacanță sau nu știu. De ce nu s-a lucrat aici? Se câștigă binișor, viață bună. Problema e cu traficul și cu stres. Trebuie să fii un pic tare. Vă avertizez. Parc camera. Cum? Parc camera.
Am ajuns și la locul mult dorit. Iubitul meu își dorește o chitară de foarte mult timp, dar nu știe să cânte. Dar aici este locul unde am eu treaba astăzi. Să vedem ce au. Pe ăsta am să mi-l iau. Și-a luat microfonul. I-am luat microfonul, o grămadă de bani. Lasă că microfonul. Merită. Merită, iubita mea. Zâmbește la cameră. Good morning! Acum merge să bem cafea. Merge. Eu mă duc să mă întâlnesc cu Regina. Dantura mea perfecto. V-am lăsat, frate. Uitați ce avem aici. Mergem înapoi la noi la căsică. Am luat ca... nu camera. Am luat microfonul. Stai să-ți bagi pe bas, iubitul. Nu-mi place la cuvinte cu păr, de la nu-mi place și de am ajuns acasă, la Wembley-ul nostru. Am ajuns acasă. Wembley Station. Tati, unde te duci? România! România! Trezește-te! S-a făcut de făcut? Ne-au prins să bem o cafea. Eritrea! Trei la pachet. Ce? Dacă a zis nu, oamenii o să știe că tu ești un băiat rău. Cum? Dacă spui că nu, oamenii o să te creadă un băiat rău. No. Trebuie să spui da. No, da. Mergem la cafea? Da. Eu când ajung în Wembley de la mare distanță, nu știu, 7-8 stații distanță de Wembley, zona în care stau eu,
nu știu, când ajung înapoi în Wembley, mă simt ca acasă. Aici e locușorul meu. Imediat fac 2 ani de când sunt aici. Ajung să bem o cafea. Mi-am luat cafeluța. Coconut hazelnut latte. Is it going on me? Sorry? Is it going on me? Ce-o zis că eu am prins? Dacă l-ai prins și pe el. Te-am prins, Lilă! Îl ținem în cutie, o să-l pune la camere. Obosit, darling. Sărăcită. Sărăcită, mama, mama. Stați aici, aveți service. Pe cine interesează și cine are tractoare și mașini și utilaje. Puteți să vedeți, clar. Programul. E deschis 24 de ore și când vin la 10 e închis. No, așa ceva mai rar. Pe bune. Din păcate a rămas fără baterie la camera de filmat și atunci va trebui să filmez cu telefonul. Am venit la supermarket să facem niște cumpărături. Aici de față este dragul meu iubit. Da. Mamă, dar ce mrăcit. Ioi. Vreau? Humus. Dar e prea mult. Da. Ia unul mai micuț. M-am pierdut de iubitul meu. Trebuie să-l caut. A, l-am găsit. Asta e bun, nu? Sane. O fi, eu știu. Shower gel. Nu e ok. Tu l-ai zis de lui. Își caută gel de duș. Și zice că stă după mine 3 ore să-l caut un șampon. E bine, și eu stau după el 7 ani să-și caută un gel de duș. Nu se ia, vede imediat. Am mergit tare nașpa. Și-a găsit unul. Ăla e pentru copii, kids. Unde sunt? Kids. Unde eu? Kids. Mergem să luăm apă, să vedeți. Câte apă ne luăm noi. Uite aici apa asta, aca. Mie mi-ai două de alea acum, da? Uite două de asta. Ai zis că două. Apa de asta. Îți iei de asta așa? Ia apa asta, îmi place ce mai mult. Trebuie să ne luăm diferite, că el bea apă minerală, eu beau apă plată. A ajuns iubitul meu în rai. Trebuie să le luăm la nepoți. Aici cu 30 de pounds, 60 de pounds, am umplut un căluț. Trebuie să luăm
uite să la ce. Au gândit. Gata și cumpărătorile. Da. Not. Am făcut cumpărături pentru toată săptămâna. Și mergem la casă. Ai luat de la... Mergem la casă să plătim. Domnul e aici în spatele meu. Zici ceva, domnule. A zis ceva, o prostie mare. Caută și tu o casă liberă. Mamă, iubito, am umplut toată masa aia. A venit și Ubelu. Nu, tati? Da. Bine, bengoasă, frate. Am ajuns acasă. Trebuie să despachetez tot ce am cumpărat, mâncarea, să o pun în frigider și să mă apuc de curățenie. Așa că aici se termină episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Și ne vedem data viitoare într-un nou episod. V-am pupat și aveți grijă de voi. Pa!